Doliu imens în România, după ce un nume celebru din lumea literară a încetat din viață. Este vorba despre poeta și romancera Ligia Seman, care a murit sâmbătă dimineață. Tristul anunț a fost făcut chiar de fiica acesteia. Amintim faptul că Ligia Seman a debutat literar în cenaclul Lucian Blaga din Hunedoara condus de Eugenevu între 1974-1995. După 1989 a fost profesoară de religie în învățământul hunedorean, Ligia Seman a publicat patru romane de factură creștină, cu orientare no-protestantă, mai mult, suflet și virtual, volumele 1 și 2 s-au bucurat de un real succes din partea publicului larg. Ligia Seman a scris și volumul pentru femei domnind peste împrejurările vieții, cu eseuri îmbinate cu psihoterapie, propunând soluții biblice. Sincere condoleanțe familiei!